am să vă îndemn de fiecare dată să cântați împreună cu mine. Nu cred, cum a zis fratele, nu e un show, este pentru ca fiecare să cântăm împreună și sper și cred că cunoașteți aceste cântări, sau cel puțin le putem învăța împreună. Tarea este scrisă de fratele Nicolae Moldoveanu, cred că cunoașteți. Și tarea Cer Senin. Cred că știm cu toții și probabil ne gândim cel puțin când o cântăm sau când ne gândim aceste versuri. Cer Senin, plin ești de lumină, plin, raza ta încălzește viața mea. Cer sublim, cer sublim, tu ești nou, Ierusalim, și doresc viața ta, viața mea să mă ștenesc. Deci, aceste cântări sunt chiar foarte pozitive și ne gândim că undeva când cerul e senin și aici în Olanda, ne avem aceste privire sau aceste gânduri frumoase despre acest cer și aduce o notă pozitivă. Dar, dacă știm istoria ei, este scrisă într-o celulă, prin care, probabil, printr-un gemuleț mic, Nicolae Moldoveanu vede acest cer senin și scrie despre cer senin. Dar, mai mult decât asta, pe mine ce m-a marcat cel mai mult și să ne gândim puțin și la această sfințenie sau chemare la sfințenie sau sfințire, eu văd chemarea la sensibilitate sau a ne deschide inima să fim sensibili. Ca să poți să scrie asemenea cuvinte după sesiuni de tortură, după sesiuni de bătaie pentru crezul tău în Domnul Iisus Hristos, să scrie așa ceva, eu unul n-aș putea. Probabil că aș fi scris, nu știu, o cântare care, cel puțin în biserică, nu s-ar fi cântat niciodată. Și să poți să scrie asemenea, să spui aceste cuvinte într-o asemenea atmosferă, cer enormă, enormă sensibilitate. Și asta mă rog, că probabil noi nu am fost să experimentăm aceasta sau Domnul până acum ne-a păzit și n-am experimentat lucrurile acestea. Dar trebuie să căutăm fiecare dintre noi sensibilitatea asta în inimile noastre, pentru familiile noastre, pentru prietenii din jur, pentru aproapele nostru. Și să putem să ducem acest cuvânt la toate neamurile. Cer senin. Please.